Cum sunteți, Biserica Lumina? Bucuroși? Nu mințiți. Pentru că bucuria nu prea este una dintre lucrurile care ies în evidență în biserică, dar vreau să zic profetic că biserica noastră va fi o biserică a bucuriei. So, indiferent ce înseamnă asta, ok? So. Chiar cred. Și de multe ori încercăm noi să aducem bucuria asta, dar bucuria asta trebuie să fie noi. Din noi trebuie să iese afară. Și pentru că nu este noi, tot încercăm să fabricăm bucurii. Urmează să vorbim aici în Biserica Lumina lucrurile care sunt cele mai grele în creștinism. Din cauza ceea ce Iisus începe să spună aici în Matei capitolul 5, în predica de pe munte, da, mulți cred că creștinismul sau ceea ce zice Iisus e imposibil de practicat. Și asta din pricina faptului că Iisus merge în adâncimea inimii omului. Și eu cred că Iisus o să meargă în adâncimea inimilor noastre azi. Și vă spun că Domnul Iisus vine să ne vorbească despre vulnerabilitățile sufletului uman. Ceea ce este vulnerabil în noi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne atingă cu revelația azi. E nevoie de un spirit de revelație ca să poți să înțelegi ce spune Iisus aici. E nevoie de revelație, de descoperire dumnezească. Ia îi în ceea ce vom vorbi azi, dar mă rog această revelație să-ți atingă ființa lăuntrică, să-ți atingă inima. Și sper că sunteți cu mine. Un pic mai engagement cu mine, ok? Un pic mai cu mine, bun? Nu neapărat treziți amin sau aleluia sau știu eu, dar vreau să fiți prezenți aici. Pentru că Iisus chiar vrea să lucreze ceva în noi azi. V-am spus că ajungem în secțiunea asta predice de pe munte în care Domnul Iisus vine să ne dea sfaturi prețioase cu privire la 6 ispite la care trebuie să rezistăm. Imaginați-vă că sufletele noastre sunt ca o grădină în care Dumnezeu ne cheamă să cultivăm 8 flori. Ok? Poți să-ți imaginezi sufletul tău ca o grădină și Iisus vrea să cultivi 8 flori frumoase în sufletul tău. Și florile astea sunt ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei milostivi, ferice de cei ce plâng, ferice de cei împăciuitori, ferice de cei cu inima curată. Asta e ceea ce El vrea să cultivi în grădina inimii tale. Și apoi El vine și descopere 6 buruieni. 6 buruieni care o să încerce să oprească cultivarea acestor flori în sufletul tău. Și astea sunt lucrurile care le vom vorbi următoarele săptămâni. Și m-aș bucura să spui în calendarul tău să fii prezent. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu are în agenda eliberarea ta. Dumnezeu are în agenda să smulgă buruienile astea din sufletul tău. Și vreau să știți că e ceva adânc ce o să vorbesc azi. Poate unii dintre voi nu o să înțelegeți nimic, dar e profund. Majoritatea dintre noi rămâne doar la lucrurile de suprafață, dar ce spune Iisus în pasajul ăsta e ceva comun la toți oamenii. Ok? Bun. Mai era de zis că în capitolul 6 Domnul Iisus vorbește despre nutrienți ce trebuie să avem ca să crească florile. De-aia, cine știe, pe la anul probabil că o să vorbim. So, prima burioană de care trebuie să ne ferim e problema mâniei. Și descoperirea pe care ne-o face Domnul Iisus este faptul că mânia este rădăcina unui spirit al morții, al crimei. Mânia este rădăcina, este fundamentul unui duh al morții. Dar de ce începe Domnul Iisus cu mânia din aceste 6 ispite pe care le adresează? V-am zis, pentru că mânia este cea mai comună, obișnuită problemă a rasei umane. Dacă cineva e prezent aici și vrea să-mi spună că nu s-a mâniat niciodată, pot să spun că e un mincinos. Pentru că nu există om care să nu se fi mâniat. Nu există om care nu se fi mâniat în ultima săptămână, guys. M-ați auzit? Hello! Nu există om care să nu se fi mâniat în ultima săptămână.
Nu de când s-a născut, ci în ultima săptămână. Doi, cea mai mare problemă și cea mai ușor de înghițit, de neglijat. Începem să umblăm în ea încă de mici. E ceva ce nu trebuie să înveți pe copiii tăi. Noi toți am moștenit acest lucru de la Adam. Și acum am și eu copii, pot să mă mândresc, dar bine, cu asta nu pot să mă mândresc pentru că văd în ei de mici lucrul ăsta. Pur și simplu, nu învățăm noi așa ceva deloc. Încercăm nici măcar prin propriu exemplu să nu învățăm, dar vedem cum răsare mânia în fetele mele. Oricât de frumoase, drăguțe, simpatice sunt, au și ele problema asta. Așa că vreau să citim împreună de la versetul 21, Matei 5. Matei 5, dacă aveți Biblia la voi, vă rog să le deschideți. Dacă nu le aveți la voi, haideți să citim împreună, ok? Putem să citim împreună? Sunteți cu mine? Un pic mai cu viață. Citim împreună, bun? Citim împreună. Ați auzit că în trecut li s-a spus oamenilor să nu comiți crimă. Orice om care comite crimă, sunteți cu mine, este vinovat și va fi condamnat. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe aproapele lui va fi vinovat de... Versetul 23. Jesus. Ca un chimval zângănitor a fost. Nici cum nu ne-am armonizat, da? O să continuăm să facem lucrul ăsta. E necesar. Dar Domnul Iisus vine și ne vorbește despre a șasea poruncă, care este să nu comiți crimă. E mai bine tradus să nu comiți crimă decât să nu ucizi. Pentru că să nu comiți crimă se referă la ceva premeditat, ceva ce tu deja ai în inima ta, nu se referă la ceva din accident. Și Iisus vine și spune să nu comiți crimă. Ai auzit lucrul ăsta că dacă comiți crimă, ești expus pericolului de a fi judecat, de a intra sub pediapsă. Și cuvântul ăsta judecat aici, în acest verset, în mod particular, se referă la Curtea Supremă a Israelului Antic. Ați văzut și în traducere, era Sinedriu sau Sanhedrin. Sanhedrinul era Curtea Supremă a Israelului. Acolo se judecau lucrurile, acolo se judecau legile, acolo se judecau oamenii. Curtea Supremă a Israelului. Și Domnul Iisus Hristos vine și spune, dacă comiți crimă în lumea fizică, te înfățișezi înaintea Sinedriului și ei te judecă și dacă te găsești vinovat, trebuie să fii omorât. Și el spune, ați auzit în vechime că se spune să nu comiți crimă, pentru că dacă comiți crimă, ești pasibil, ești expus unei judecăți din partea Sanhedrinului. Dar aici e problema, spune Iisus, abordarea cu privire la această poruncă e așa delimitată. Voi să te preocupați doar de actul fizic al crimei și de problema intrării la judecata omului, însă Domnul vine și adâncește și spune în spatele acestui duh, în spatele acestui duh stă un spirit al morții, un duh de moarte.
Ok? Așa că aici Iisus expune privirea limitată și inadecvată, în special a fariseilor cu privire la porunca șasea. El ne dă să înțelegem mai profund ce a intenționat Dumnezeu să spună prin Moise cu 1500 de ani înainte cu privire la a nu ucide. Ok? Așa că în aceste versete Domnul Iisus dezvoltă ceea ce e cu adevărat o crimă, iar El ancorează crima, acest spirit al morții, la mânie. La mânie. El spune, fundamentul crimei este mânia. Asta e un lucru nou. Asta e un lucru nou, vreau să știți. E un lucru nou. Nimeni nu a avut această înțelegere până Iisus a venit. Doar El avea înțelegerea aceasta, conexiunii între mânie și crimă. Iar motivul pentru care Iisus face această conexiune e faptul că atunci când noi auzim cuvântul mânie, noi spunem, a, eu sunt român. Noi suntem latini. Adică dacă suntem latini cumva, noi ne permitem să fim, că din temperamentul nostru, unii vin și spun, noi suntem irlandezi. Alții vin și spun, noi suntem englezi. Și ca majoritatea naționalităților, când vine vorba de mânie, vin și pun vina pe lucrul ăsta mai degrabă decât că e ceva cultivat în spiritul tău profund. Iar Iisus vine și spune, nu, ăsta e un duh al morții. Și știu că terminologia asta ne șochează. Dar vă spun că Domnul Iisus spune, mai mult decât înțelege aceste lucruri, afectează lăuntrul tău, afectează relațiile cu cei din jur, afectează relația cu Dumnezeu și mai mult te plasează într-un loc al judecății divine. E o problemă mult mai gravă decât îți imaginezi. Na, versetul 22, bun? Versetul 22. Vă voi spune ceva mult mai profund decât vă spun farisei, spune Iisus. Mânia creează probleme în multe dimensiuni. Dacă nu înveți să o stăpânești, va escalada în dimensiuni inimaginabile. Și vreau să vă spun lucrul ăsta, e o frază pe care puteți, dacă vreți, să o puneți pe Twitter, ok? Cele mai mari probleme ale societății în care trăim sunt cauzate de mânie. Au la bază, ca și rădăcina, mânia netratată. Să știți, cauza războiului din Ucraina este mânia netratată. Cauza divorțurilor în familie este mânia netratată. Cauza atrocităților care au loc la nivel mondial este mânia netratată. Mânia este una dintre principale lucruri pentru care societatea în care noi trăim merge așa de rău. Și Domnul Iisus începe să ne descrie progresia mâniei în sufletul uman. El vine și spune, oricine spune prostule, raca, va cădea sub pedeapsa soborului și oricine spune nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Și acest cuvânt raca era un cuvânt familiar în societatea de atunci și însemna idiot, cap sec. Ori de câte ori folosești cuvântul idiot, cap sec, stai cu mine. Sau prostule, vreau să știi că în inima ta, în adânc, ai mânie. Ai mânie. Și în adânc cultivi un spirit al morții în tine. Dumnezeu vrea să ne dea un duh de viață. Cuvintele Lui sunt duh de viață. De ce avem noi nevoie de viață și de duhul acesta al vieții? Pentru că fără Dumnezeu, fiecare dintre noi cultivăm în adâncul ființei noastre moartea. De aceea, la un moment dat, moartea explodează. Prin noi și explodează în noi. Vă aveți aminte ce conexiune face Dumnezeu între vorbirea noastră, între vorbirea noastră și ceea ce este în jurul nostru. Viața și moartea stă în puterea vorbirii. Cu alte cuvinte, ceea ce tu vorbești poate să aducă viață sau aduce moarte. Depinde ce e adânc în ființa ta lăuntrică. Exact de asta depinde. Ce ai cultivat adânc în ființa ta lăuntrică. Oricât de mult te chinui să spui viață, dacă în adânc ai cultivat moarte, ajungi de vorbești lucruri care aduc moarte în jurul tău. Viața și moartea stă în puterea limbii fiecăruia dintre noi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne curățească limba azi, încât din noi să curgă râuri de apă vie, de viață. Na, cuvântul nebun
era o insultă și mai gravă, mult mai gravă decât în societatea în care trăim. Să fii nebun în societatea evrească însemna să fii fără Dumnezeu, să-L negi pe Dumnezeu. Era o persoană care respingea legământul cu Dumnezeu, era un cuvânt de blestem. Eu vreau să mă auziți foarte bine azi. Când folosești cuvântul nebunule, astăzi nu are o implicație mai mică, ci este un cuvânt de blestem. Ori de câte ori ai spus nebunule cuiva, ai rostit un blestem peste el. Sunteți cu mine? Ai rostit vreodată cuvântul nebunule pentru cineva? Dar nici în glumă. Nici în glumă. Cuvintele astea nu trebuie spuse, rostite. Ei, poate mai sunt pe aici fani, las fierbinți. Nimeni. Că eu mă mărturisesc, mă mai uit din când în când. Dar sunt două personaje acolo care tot timpul folosesc cuvintele astea două. Celentanu și Firicel. Spun, băiești, băiești. Aia care v-ați uitat știți ce zic. Vreau să știți că astea sunt cuvinte care trebuie să le scoți din vocabularul tău. Ca să nu intri sub pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu duce lucrurile de la nivelul Sanhedrinului la curtea lui de judecată supremă. Atunci când folosești genul ăsta de cuvinte, pentru că rostești cuvinte de blestem. Dar noi putem avea amărăciune pe o persoană, una ascunsă, cuibărită în sufletul nostru. Iisus ne avertizează că dacă în mod constant ne mâniem pe o persoană, să fim atenți că acea mânie va merge la nivelul următor. Toată umanitatea e vulnerabilă la mânie. Dar când aceasta explodează față de același individ în mod repetitiv, ea va merge la un alt nivel. Și el vine și spune, fii atent, mai ales la cum o verbalizezi. Când o verbalizezi prin genul acesta de cuvinte, acel duh de moarte, iasă prin gura ta, deoarece la temelia acestui spirit este moartea. La temelia mâniei, ok? Este moartea și invers. Ucizi cu vorba. Noi știm lucrul ăsta, că noi putem să ucidem cu vorba. Acum, ca să fiu mai explicit pentru voi, pentru că Iisus spune unele lucruri pe care noi le ducem în extremă și sunt alte lucruri pe care Iisus nu le spune. Bun? Domnul Iisus nu spune că dacă i-ai spus cuiva o dată în viața ta, nebunule, sfârșești în iad. Ok? Nu spune asta. Ceea ce spune e că dacă ești ok în a vorbi cu oamenii la acest nivel de mânie, fără să consideri că e o mare problemă, acel lucru va crea un efect de domino, va pune în mișcare sentimente și dinamici spirituale în tine. Dacă ești ok în a vorbi în acest fel cu oamenii, în timp ce mânia ta escaladează, ajungi într-un loc în care să ajungi sub pedeapsa Ghenei. Ok? În primul rând, în omul lăuntric, se creează o împietrire a inimii ce la un moment dat te face să negi chiar și mântuirea. Da, ascultați-mă, când noi folosim genul ăsta de cuvinte fără să ne pese, ne împietrim inima înaintea lui Dumnezeu. Și asta duce pur și simplu la un loc în care tu nu mai poți să experimentezi harul, favorul lui Dumnezeu. Ok? Unii vor crede tehnic doar că El e Mesia, însă mânia va distruge capacitatea de a se supune domniei Lui. Ăsta e pericolul de care vorbește Iisus. Eu vreau să știți că Iisus nu exagerează. El spune că dacă tolerezi o astfel de vorbire, înseamnă că ești în mare pericol, că în inima ta există multă tulburare și că poți ajunge la judecată în curțile oamenilor, pentru că mânia netratată duce la crimă în lumea fizică și apoi în curtea lui Dumnezeu. Versetul 23, și aici vreau să vă explic din nou ceva. Poți să pui? Da. E ok și cuvântul deci acolo, la Cornilescu e de aceea. Dar acest cuvânt e foarte important, deoarece face legătura între porunca de a merge și a găsi pe fratele tău care are ceva împotriva ta și persoana care a vorbit la mânie, adică tu. Dacă vorbești cuvinte la mânie, ești în pericol, trebuie să mergi la fratele tău și să rezolvi acest lucru. Dar vreau să mă auziți bine, de ce e important de aceea? Deoarece tendința noastră este de multe ori să izolăm versetele din Scriptură. Și dacă izolezi versetul 23, îți vine ideea că dacă ai supărat pe cineva sau dacă pur și simplu nu te place cineva,
ar trebui să ai o întâlnire personală înainte să mergi să te închini sau să-ți dai la altar. Sunteți cu mine? Ați practicat așa ceva? Da? Nu? Da, nu? Me, mu, adică în orice limbă. Și ce se întâmplă? Noi luăm versetul ăsta izolat, exagerăm, ne dăm seama că nu putem să mergem la toți oamenii care nu ne plac sau să ne cerem iertare și atunci lăsăm baltă lucrurile și scoatem din viața de zi cu zi ceea ce Iisus ne cere să facem. Dacă vorbești în felul ăsta, trebuie să te duci și să rezolvi problema relației între tine și fratele tău. Nu dacă cuiva nu-i place de tine, trebuie să te duci, îți lași darul altar. Că, dragilor, vreau să știți că în viața oricărui om sunt oameni care nu te plac. Așa că lași darul numai la altar. Nu aia spune Iisus aici. Ci Iisus spune, dacă tu ai folosit cuvintele astea față de o persoană, l-ai ucis în spirit și atunci tu trebuie să te duci și să-ți ceri iertare. Să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Apoi în versetele 25-26, Domnul Iisus ne dă o ilustrație din societatea evreiască despre un creditor, ok? Încerc să vă explic. Unul care a împrumutat cuiva o sumă de bani. No, se ajunge în situația în care cel care a împrumutat nu poate să restituie banii, iar atunci creditorul merge în fața instanței. Știind că acel om va merge la închisoare, iar situația lui va fi una și mai dificilă. Deci gândește-te, ai o datorie, ok? Nu poți să o plătești. Și pentru că tot îi zici ăla la care ai datorie, auzi, știi ce, mai amână, mă. Și ăla la un moment dat zice, până când să te tot amân? Și vede că tu nu plătești. Și se duce în fața Sanhedrinului și Sanhedrinul te judecă. Dar dacă te judecă și ajungi la pușcărie, acum poți să-ți mai plătești datoria. Pentru că ce spune Domnul Iisus aici e că tu nu o să fii liber până nu plătești tot. Cu alte cuvinte, dacă tu umbli în acest spirit, nu o să fii liber decât când te opui lui. Mă înțelegeți? Adică nu dacă te-ai dus la pușcărie, nu, așa plătesc. Stând la pușcărie, nu, el zice, nu ieși din pușcărie până nu plătești. Cu alte cuvinte, intri într-o pușcărie a inimii, a sufletului din care nu ieși până când nu mergi să-ți rezolvi relația pe care o ai ruptă cu fratele sau cu sora, căreia i-ai spus cuvinte care nu sunt ok. Dragilor, ascultați-mă bine ce vă spun. Pentru că noi trecem ușor peste lucrurile astea și Dumnezeu spune foarte clar că El nu trece peste astea. Spune că vei rămâne în pușcăria inimii până când vei plăti ultimul bănuț. Până când te vei smeri și te vei duce și vei spune, hei, sunt într-un loc în care am nevoie ca sufletul meu să fie eliberat, să fie descătușat. Eu sunt persoana care am vorbit lucrurile astea față de tine, chiar dacă față de oameni, poate, păi asta o să uite la tine și nu înțeleg nimic, vreau să știi că înaintea lui Dumnezeu lucrul ăsta e înregistrat. Dacă prin mânia ta ai rănit, vătămat o altă persoană, asta arată că în adâncul inimii tale sunt lucruri ce în timp vor escalada. Du-te și rezolvă acele lucruri cu fratele tău, deoarece dacă nu te ocupi de aceste lucruri, ele se vor amplifica. Tot va trebui să te ocupi de ele, însă îți va fi mult mai greu să plătești. Ok? Timpul nu vindecă amărăciunea și mânia, doar le întărești mai tare în sufletul tău. Va fi tot mai greu să le rezolvi și vei avea tot mai mult de suferit. Mânia nu se rezolvă de la sine. Iisus vine și spune că dacă în viața noastră spirituală lăsăm mânia să crească, dacă nu ne smerim și căutăm să vindecăm relațiile, sfârșim în pușcăria inimii. Chiar și ca și creștini. Din punct de vedere emoțional și spiritual, suntem blocați. Și avem mulți oameni blocați, emoțional și spiritual, în biserici. Din pricina lipsei de smerenie. Da. Dar m-am luptat să nu zic lucrul ăsta azi. M-am luptat să nu zic lucrul ăsta azi.
Dar în urmă cu o săptămână am fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu este un Dumnezeu care orchestrează lucrurile. Eu așa cred. Asta am văzut întotdeauna în Biserica Lumină. Sâmbăta trecută, era 12 noaptea, aveam jumate din mesajul ăsta scris și continuam să mă pregătesc. Și am simțit în inima mea că nu am greutate în a spune nimic. În a spune ceea ce am de spus. Era 12 noaptea. Pe la 12 și ceva, mi-a scris Beni Simeon. Îi scrisesem că mă bucur de întâlnirea care ați avut-o la Pre-Send aici și de vorbitorul care l-ați avut. Și am zis lui Beni, am zis, man, m-aș bucura dacă data viitoare când mai vine vreun vorbitor așa să nu zici din timp, poate îl punem să vorbească. Și vă zic că eram în locul ăsta în care simțeam că nu are greutate ceea ce urmează eu să zic. Și că ar trebui să vorbească altcineva de 12 noaptea sau pe cine găsești sâmbătă la 12 noaptea să-ți vorbească duminică dimineața la biserică. Și Ben îmi zice, man, omul ăsta e un tip ad hoc. O să chiar acum azi cu el, vorbesc împreună cu el și pot să zic să vorbească dimineața și probabil o să accepte. Și eu eram, ok. I-am zis, spune-i. Și o zis și, dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută nu am vorbit eu. Ce a vorbit acest om. Dar am fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu, nu doar să fac lucrul ăsta, ci săptămâna asta care mi-a stat înainte, a fost o săptămână a reconcilierilor pentru mine. Și Dumnezeu a început să descopere lucruri pe care să le scot eu afară și îs într-un proces legat de lucrurile astea. Pentru că poți să ajungi să fii blocat spiritual și emoțional pentru că te încăpățânezi. Și dragilor, noi vrem aici harul lui Dumnezeu, vrem prezența Lui, vrem puterea manifestată a Duhului, dar Dumnezeu mi-a vorbit câteva lucruri. Unu, nu tolera ceea ce eu nu tolerez în biserică. Vă aduceți aminte? Nu tolera ceea ce eu nu tolerez în biserică. Și al doilea lucru, acolo unde eu sunt cinstit, acolo îmi voi arăta gloria. Noi trebuie să facem din casa asta o casă în care Dumnezeu este cinstit. Cum faci ca această casă să fie o casă în care Dumnezeu este cinstit? Știți care sunt cele mai simple lucruri? Cum faci ca această casă să fie o casă în care Dumnezeu este cinstit? Cinstindu-L tu pe Dumnezeu. Cum? E simplu. Cinstește-L pe Dumnezeu cu timpul tău. Știți că Dumnezeu ne cere să-L cinstim cu timpul nostru? Mai sunteți cu mine, parcă ați plecat. Știți că Dumnezeu ne cere să-L cinstim cu timpul nostru. El a spus, o zi este a Lui, nu a ta. Cinstește-L pe Dumnezeu cu timpul tău. Apoi cinstește-L pe Dumnezeu cu banii tăi. Cu banii tăi. Să știi că Dumnezeu este cinstit când tu dai 10% pentru El. El e cinstit. Cinstește-L pe Dumnezeu cu banii tăi. Cinstește-L pe Dumnezeu, ok? Cinstește-L pe Dumnezeu cu timpul tău, cu banii tăi, cu relațiile pe care tu le ai. Dumnezeu este cinstit atunci când tu ai relații sănătoase cu cei din jurul tău. Cinstește-L pe Dumnezeu. Și apoi sunt multe alte lucruri cu care să-L cinstești pe Dumnezeu. Cinstește-L pe Dumnezeu când vii în casa Domnului, făcând din ceea ce tu faci o sărbătoare înaintea Lui. Da, doar scrieți cuvântul cinste, ok, dacă aveți e-Biblia, scrie cuvântul cinste și să vezi de câte ori apare sărbătoare în cinstea Domnului. Sărbătoare în cinstea Domnului. Pentru că asta trebuie să fie în fiecare duminică la Biserica Lumina. O sărbătoare în cinstea Domnului. Când tu vii aici, tu vii la o sărbătoare pe care tu trebuie să o dai în cinstea Lui.
Adică nu vin numai așa să vezi, bă, ce o mai găsit ăștia prin scripturi, ce o mai fi predicând ăla, unii, na, probabil vă uitați la ce vestimentație mai poartă prăpăditul ăsta săptămâna asta. Iar vine în pantalonea ce mă zâche pe mine, să poate. Nu așa îl cinstești pe Domnul la sărbătoare, ci venind cu inima înainte Lui. Noi vrem să fim o casă care îl cinstește pe Domnul, pentru că suntem o casă care îl cinstește pe Domnul, El își va arăta gloria. Dragilor, nu ține că cântă cristocentric sau cântă sau că predică nu știu cine, ține de cât de mult îl cinstim pe Domnul aici. Cât de mult îl cinstești pe Dumnezeu. Atât se va arăta El aici, în mijlocul nostru. Dar revin, că asta a fost o paranteză. Ce nu a fost pentru azi, dar revin. Cum operează acest duh de mânie? Eu vreau să fiți atenți aici, nu de altă, dar aici Duhul Sfânt mă cam atins. El operează la multe nivele și în feluri foarte subtile. O măsură mică de mânie cu o măsură mică de mânie va crește și va răspândi rapid dacă nu ne opunem. Ne va afecta fiecare domeniu al vieții. Eu vreau să vă spun câteva lucruri care sunt înrădăcinate în mânie, de sunt indicatoare că ea este acolo. Sunteți gata? Vreau să vă mărturisesc că în timp ce stăteam legat de lucrurile astea, m-am gândit mult și la voi, nu doar la mine. Adică îmi vineau așa imagini înainte ochilor, una după alta. Și mă gândeam, ascultați. Când ești defensiv, e un indicator că există mânie în adâncul tău. Știi ce înseamnă să fii defensiv? Cineva spune ceva normal, banal și tu începi să te justifici. Știi de ce? Pentru că a fost atins un nerv al mâniei. Dintr-o dată tu intri în gardă crezând că omul, dacă o zici ceva, are ceva cu tine și hop, ho, 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 fratelo, stai. Cineva mi-a zis săptămâna asta că sunt pastor groaznic. E real, chiar mi-a zis. Dar nu vă zic reacția mea. Pentru că a fost una în fire. Să mă justific, dar eu de dimineață până seară slujesc Bisericii Lumina. Am 20 de întâlniri pe zi. Uite, dacă vreți să arăt calendarul meu. Și am început. Și asta știți ce arată? Că în ființa mea alăuntrică, ceva nu e ok. So, mai este cineva defensiv. Nu ridicați mâna, e ok. Când devii agitat, ușor, în conversații. Când devii agitat, ușor, în conversații. Și eu toți din consiliu să uite la mine, ei știu, mă cunosc. Când devii agitat așa, adică ai o discuție normală și dintr-o dată te agiți. Scoate în evidență. Știți, nu-i nevoie, scumpilor, nu-i nevoie ca noi să ne dăm seama că avem mânie în inima noastră doar atunci când paharul îi zdruncina puternic și iasă mizeria la suprafață. Uite, astea sunt indicatoare. Ca să vezi că există mânie în tine atunci când apele nu sunt așa de agitate. Când te agiți fără motiv, nu-i bine. Un alt lucru. Când vorbești nemulțumire și vezi toate lucrurile în mod negativ. Chiar marți trecută le ziceam la consiliu că impresia mea, ceva despre mine, ce trebuie să cultivi, că văd foarte ușor ce nu-i bine în alții, dar n-am mai cultivat partea asta de a vedea ce-i bun. Ce-i bun. Când vezi numai nemulțumire în jur, numai războaie, cosmice, le faci tu de, și îngerii să bat. Și unii ruși și unii ucraineni în mentalitatea ta. În adâncul ființei tale mânie. Vă mai zic? În familie și nu numai. Vorbirea pe un ton ridicat. Vorbirea cu sarcasm. Vreau să știți că atunci când vorbești cu sarcasm, nu ești haios. Când vorbești cu sarcasm, arată că în tine e ofensă.
că în tine e mânie adânc în ființă ta, pentru știi ce? Știi ce cultivi? Îți spun eu, un spirit al morții. Un spirit al morții, în omul lăuntric. Lipsa de încredere în cei din jur. Tu n-ai încredere în nimeni. Bineînțeles că n-ai încredere în tine, dar n-ai încredere nici în toți cei de lângă tine. Ofensa din lucruri minore. Băi, s-o pusă aia doi frați în portocaliu, în fața drumului, exact la mine. Nu mai sunt locuri în parcare, dar eu văd. Ia uite și în spatele meu ăsta cu Volvo și uite, el are loc. Nu mai vin la biserică. Nu mai vin la biserică. Nimeni nu mă salută, nimeni nu mă vede, numai eu tot singur. Ce să mai vin? Astea sunt ofense minore, dragilor, care scot în evidență mânie. Aș putea să vă zic și de cafele și de alte lucruri, dar m-am țin. Amărăciunea, să știți că e mânie la pătrat, deoarece îți influențează paradigmele vieții, felul de gândire, emoțiile, procesele decizionale. Aceste lucruri duc la blocaje și la probleme în viață de zi cu zi. Știți că mânia îți influențează ceea ce cumperi? A știut treaba asta. Cele mai proaste cumpărături din viața mea le-am făcut când încercam să medicamentez mânia. Am o problemă când sunt așa mai abătut. Unul dintre lucrurile la care mă refugiez, mă duc să-mi cumpăr ceva. Acum am reușit de vreo 2 ani să stau pe pedala aia de frână, dar de-abia aștept 15 septembrie. Da, influențează ce cumperi. Nu influențează doar ce cumperi, ci influențează și locurile unde mergi. Influențează locurile unde mergi. Influențează joburile care le ai. Nu mai stau aici la job că... Scoia în birou și nu mai știu de ei. Ei îți devină pentru toate lucrurile. Influențează. Ce job ai, să știi. Pentru că unii nu pot să aibă orice fel de job, că n-au pace în inimă și atunci trebuie să zboare doar acolo unde în jur vin cu flori. Ai cel mai bun angajat, angajatul lunii, angajatul anului. Problema e lăuntrică. Oamenii cu care te vezi. Oamenii cu care te vezi. Dacă ești o persoană mânioasă, nu prea ai chef să te vezi cu oricine. Aici vă zice un pastor, treaba asta. Te vezi doar cu aia cu care îți place să te vezi, aia care zic, ce frumos ești azi. Cine te tunde? Dar cu ăla alți, felul în care îți folosești resursele. Pentru că o să începi să dai bani. O să începi să dai bani. Îți zic că sigur. Pentru că mânia la un moment dat lasă oameni răniți, relații frânte și boală în trupul tău. Nici nu vă puteți imagina câte boli au ca și rădăcină mânia omului. Duce la boală, să știți. Mânia. Și apoi cheltui. Pentru că nu ești înțelept. Mamă, câte așa mai avea să vă zic, Doamne. Există o relație puternică între ceea ce spui și cum se dezvoltă emoțiile tale. Există o relație puternică între ce spui și cum se dezvoltă emoțiile tale. Pentru că dacă vorbești în mânie, în amărăciune, în ofensă, lucrul ăsta țintinează emoțiile, devii dezechilibrat emoțional. Nu mai ai capacitatea să te relaționezi normal nici la tine însuți, nici la cei din jur, nici la Dumnezeu. Gândiți-vă cât de puternic e lucrul ăsta, să fii atât de anesteziat emoțional încât să nu mai simți. Nu mai simți. Nu mai simți. Mânia netratată te face vulnerabil, îți afectează deciziile.
și mai mult distruge lucruri în viața ta. Știți, este unul dintre cele mai groaznice lucruri. E legat de familie. Mânia în familie. Aici mă refer la tați, mame și copii. În familie se dezvoltă cel mai mult mânia. Pentru că acolo suntem cei mai toleranți. Venim și spunem, lasă că soția mea mă înțelege, ea știe ce și-o luat. Am auzit treaba asta de nu știu câte ori, ea știe ce și-o luat. Nu, asta nu-ți dă dreptul ție să trăiești așa, pentru că în timp ce știe ce și-o luat, tu îi ucizi în lăuntru ei. Emoțiile, sentimentele, pentru tine, în primul rând, și apoi pentru Dumnezeu. Și avem în biserici oameni care nu mai au simțăminte normale. Și tu tot tolerezi mânia asta în casă, că e ceva ce ea sau el înțelege. Și vreau să știi, încetul cu încetul tu ucizi, pentru că spiritul morții acționează prin cuvintele tale. Și în timp ce tu crezi că, las, că e ok, aduce mult, ea, nevastă mea poate să ducă. Uh-huh. Și ajungi într-un loc în care nu mai poate duce. Dragilor, asta se întâmplă în familie. La fel legat de copii. Tot ții pe ei, urli pe ei, te descarci pe ei, ești tu supărat pe alte lucruri și găsești pe ei și tot vorbești în genul ăsta, în mânie. Vreau să știi că mânia acționează într-un spirit de ucidere peste sufletul uman. Le ucide sufletul, felul tău de vorbire. Și eu cred că noi, ca și părinți, trebuie să cultivăm un spirit al smereniei chiar și față de copiii noștri. Să ajungi într-un loc și să stai înaintea copilului tău și să spui, îmi pare rău, îmi cer iertare. Am un exemplu așa de tare legat de lucrul ăsta. De curând am stat de vorbă cu un tânăr care nu are o relație, și recunoaște, nu are o relație sănătoasă, solidă cu tatăl lui. Și mi-a zis, am cultivat lucrul ăsta în timp ce vedeam felul în care el o trata pe mama. Și a fost de câteva ori un loc în care eram să mă ridic de la masă și să rup tot. Și a zis, chiar dacă îmi doresc, nu pot. Îs mort emoțional. Mort emoțional. Față de el. Mi-a zis, mă confrunt cu neiertare în inimă. Nu pot să trec peste lucrurile astea. Și unii tineri au trăit în genul ăsta de contexte în care ești mort emoțional. Din cauza felului în care mama s-a comportat cu tata și invers. Și apoi încetul cu încetul încerci să-ți medicamentezi problema asta în tot felul de locuri și de lucruri. Și vedeți cum totul pleacă de la mânia netratată. Mânia netratată. Să știți că motivul pentru care nu avem bucurie când venim la închinare e mânia netratată. Ăsta e motivul. Ăsta e motivul pentru care nu poți să ridici mâinile spre ceruri. Ăsta e motivul pentru care nu poți să cânți liber. Liber, să cânți liber. Ăsta e motivul pentru care atunci când te închini simți poveri pe tine. Poverile sunt din pricina mâniei lăuntrice. Aceea ce ai cultivat și după aceea ai lăsat, tolerat, iar treaba asta are un sistem de rădăcini. Eu știu, în dimineața asta, sincer, Duhul Domnului mi-a vorbit clar, că unii o să vă împotriviți în timp ce El vrea să ne descătușeze. O să te împotrivești în ființă ta lăuntrică, pentru că asta e ce ai zidit atâta vreme. Dar Dumnezeu vrea să smulgă buriana asta afară din inima ta, din sufletul tău. Buriana asta a mâniei e mai periculoasă. Iisus folosește de 4 ori cuvântul periculos aici în textul ăsta, cu toate că în traducerile noastre nu apare. De 4 ori spune, e periculos. E periculos pentru sufletul tău. E periculos pentru sufletul tău să faci asta. E periculos pentru sufletul tău. Și El vine și spune, lasă-ți darul la altar. Lasă ceea ce tu aduci din dragoste pentru Dumnezeu.
și caută de te împacă cu fratele tău. Pentru că oricât de multe jertfe aduci, dacă inima ta nu e într-un loc ok înainte lui Dumnezeu, nu te bucuri în prezența Lui. Și pentru evrei lucrurile astea erau mult mai profunde. Pentru că Iisus se referă la momentul ăla în care toți bărbații evrei trebuiau să meargă de 3 ori pe an la Ierusalim, să se închine Domnului. Toți trebuia să meargă de 3 ori la Ierusalim, să se închine Domnului. Și era clar scris în Scriptură. Clar scris în Scriptură. Că nu poți să mergi, Domnule, așa cum în buzunar. Nu, mă duc la templu că a venit sărbătoarea. Super, nu. Trebuia să te duci cu un dar înaintea Lui. Și darurile erau costisitoare. Trebuia să alegi ceva din ciriada ta, din turma ta. Și dacă nu aveai nimic, trebuia să mergi să cumperi porumbei și să-i aduci înaintea lui Dumnezeu. Dacă aveai în ciriada ta, trebuia să aduci din ciriadă. Nu puteai să... stai că nu, îi dau Domnului doar porumbei. Că nu, dacă aveai în ciriadă, trebuia să aduci din ciriada ta. De multe ori era ceea ce susținea viața în casa ta. Și gândește că trebuia să te duci până la Ierusalim cu animalul după tine. Și când ajungeai acolo... Domnul să-ți vorbească în inimă și să zică, auzi, lasă animalul aici și du-te înapoi acasă, 200 de kilometri. Cereți iertare de la fratele tău și pa, vin înapoi. Și aduci jertfa înaintea mea. Domnul vine și spune că te costă mult, mult mai mult să aduci o jertfă ușoară decât să te duci înapoi acasă, să-ți ceri iertare și apoi să fii cu inima curată, să te închini înaintea Lui. Astea sunt lucruri serioase. Știți ce ne costă? Știți care e soluția? Soluția e simplă. Soluția e smerenia. Doar cei care au un spirit smerit pot să meargă la fratele lor și să-și ceară iertare. Că au greșit. Soluția e smerenia. Să mergi împotriva curentului înseamnă să mergi în smerenie. Și când ai smerenie, nu te duci și zici, auzi, dacă cumva ți-am greșit, iartă-mă, nu. Te duci și spui, pentru că am păcătuit, iartă-mă. Când mergi și zici, dacă ți-am greșit, e același spirit de mândrie îmbrăcat așa, într-o religiozitate de asta de 2 bani, dacă am greșit. Nu, tu te duci și spui, pentru că am greșit. Pentru că tu știi ce ai spus. Tu știi ce ai spus. Când folosim cuvântul ăsta, dacă, o facem doar ca să acoperim ceva. Ce nu poate fi acoperit. Asta încercăm să facem. Noi știm că Dumnezeu ne cheamă să ne cerem iertare. Și atunci mai arăm cu, dacă ți-am greșit cumva, te rog, iartă-mă că nu. Nu, tu știi că ai greșit. Când ai în tine Duhul smereniei, recunoști ce ai făcut. Na, frați și surori, eu nu vreau să cultivăm moartea în noi. Nu vreau să cultiv moartea în mine. Eu știu că cuvintele astea sunt foarte intense, dar Iisus folosește cuvintele astea intense. El spune, ai auzit că s-a zis în vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun că dacă voi vorbiți așa, voi ucideți. În primul rând, vă ucideți omul lăuntric, a vostru. Și apoi, ucideți în jurul vostru. Și cea mai groaznică biserică este biserica în care nu se manifestă Duhul vieții, ci Duhul morții, îmbrăcat în religiozitate, îmbrăcat în, no, așa e pe pământ, îmbrăcat în genul ăsta de lucruri. Noi vrem aici să vedem pe Domnul vieții manifestându-ți puterea. E nevoie de Domnul vieții ca să iese cancerul afară, să știți. De asta e nevoie de Duh de viață care vine din Dumnezeu. E nevoie de Duh de viață ca cei care sunt căzuți să fie ridicați. E nevoie de Duh de viață. E nevoie de Duh de viață ca familiile noastre să fie sănătoase. E nevoie de Duh de viață ca copiii noștri să umble
pe căile care trebuie și asta e ceea ce trebuie să cultivăm noi și vă spun, mânia este lucru care stă cel mai tare împotrivă cultivării acestui lucru. Pentru că acolo e ancorat acest spirit al morții. Acest spirit al morții. Asta îmi place la Iisus, că n-a avut niciodată o inimă ofensată. Cred că de asta a înviat din morți. Pentru că n-a avut nimic în omul lăuntric care să fie zidit pe moarte. Duhul de viață vine peste cei care își curățesc ființa lăuntrică. Nu așa cum a fiecare dintre noi, v-am zis, putem să stăm cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă chem să ne cercetăm inimile înaintea lui Dumnezeu. Cercetează-ți inima înaintea lui Dumnezeu. Și dacă știi că ești un om mânios și treci în mânie, caută să faci acte ale smereniei, caută să slujești, pentru că slujirea ne ajută să cultivăm smerenia. Caută să speli picioarele celor din jurul tău. Iisus le spune ucenicilor acest lucru, așa să faceți și voi, pentru că ei să nu cultive acea mânie care caracterizase pe drum, se certaseră unii cu alții. Și Iisus ia un prosop, le spală picioarele și le spune, așa o să cultivați un alt spirit în mijlocul vostru. Un lucru ce... Mai fiți atenți la mine o frază. Săptămâna asta a fost cineva din biserică la noi acasă să ne ajute. Și mi-a zis că a fost la o conferință și că acolo a învățat că în grupurile mici, un lucru care e fain să fie făcut și asta, Doamne, lucrează în biserica noastră. Un lucru care e fain să fie făcut în grupurile mici e să ne ajutăm unii pe alții. Când știi că unul dintre frații tăi din grup are vreo nevoie să te duci și să-l ajuți. Așa cultivi smerenie în ființa ta lăuntrică. Nu cultivăm smerenie că ne vedem unii pe alții și mâncăm. Nu, cultivăm smerenie în timp ce ne facem timp unii de alții să ne ajutăm. Ne facem timp unii de alții să ne slujim. Așa cultivăm smerenie în noi. M-aș bucura tare mult să aud că în mijlocul Bisericii Lumina se dezvoltă astfel de grupuri în care oamenii simt unii cu alții. Încep să se ajute. Când trece cineva printr-o chestie, să mergi și să-l ajuți, pur și simplu. Cineva face ceva nou, mergi și-l ajuți. Cineva construiește ceva, cineva, știu eu, are nevoie de ceva. Așa cultivăm smerenia în mijlocul nostru. Acum vreau să vă chem pe toți la pocăință înaintea Lui. Pentru că vrem să cerem Domnului ca Dumnezeu să ne descătușeze inimile în dimineața asta și eu cred că Iisus vrea să cadă lanțuri ale mâniei aici în mijlocul nostru. Părinți mânioși, copii mânioși, El vrea să ne elibereze de acest spirit de ofensă, de acest duh de mânie care atrage moartea și spiritul morții. Eu vreau să vă chem pe fiecare în parte să stați înaintea Lui și să-i ceri Domnului. Îți spui, Doamne, prin Duhul Sfânt, ia buruiana asta în dimineața asta și smulge-o din inima mea. Ia buruiana asta și smulge-o din inima mea. Doamne Iisuse, vreau să fiu curat și sfânt înaintea tronului Tău. Ia buruiana asta și smulge-o din inima mea în această dimineață. Lasă ca Duhul Sfânt să-ți cerceteze inima. Ai un spirit defensiv, e un indicator al mâniei. Umbli nemulțumire, e un indicator al mâniei. Ridici tonul de fiecare dată, e un indicator al mâniei. Vorbești cu sarcasm, e un indicator al mâniei.
te ofensezi pentru orice lucru minor, e un indicator al mâniei. Dar dacă lucrurile astea sunt în inima ta, cere azi Domnului curățire și apoi caută să cultivi prin smerenie Duhul vieții în ființa ta lăuntrică. Caută să te smerești. Dacă știi că ai vorbit de rău pe fratele tău, pe sora ta, că ai vorbit din amărăciune, că ai vorbit cuvinte care l-au defăimat, dezonorat, tu trebuie să fii liber, pentru că tu ești în acea pușcărie din care nu te poate scăpa și nu te poate scoate nimeni. Tu trebuie să mergi la fratele tău, la sora ta, să-ți ceri iertare, să cauzi relegarea relațiilor. Pentru că dacă nu, Domnul a zis. Domnul a zis că vei plăti până la ultimul bănuț. Ia, lasă-L pe Domnul să te restaureze azi aici. Să cadă lanțurile. Să cadă lanțurile robiei de peste noi, ne dorim, Doamne. Să cadă lanțurile mâniei. Mă rog pentru o biserică plină de blândețe, plină de bunătate, o biserică a îndurării, a harului. Doamne, avem nevoie ca Tu să operezi în ființa noastră lăuntrică. Doamne, mărturisim că uneori suntem caracterizați de iuțime, clevetire, Doamne. Ură. Vino și eliberează-ne, Doamne. Curățește-ne prin sângele Mielului. În numele Lui Iisus. Curățește-ne prin sângele Mielului. În numele Lui Iisus. În loc de jale, umple-ne de veselie. Umple-ne de veselie, Doamne. Mă rog să descătușezi inimile noastre în mijlocul laudelor, Doamne. În mijlocul laudelor. În mijlocul adorării. Strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. De vrăjmașii sufletului meu, a inimii mele. Doamne, știu că în dimineața asta Tu prin laudă vrei să ne descătușezi inimile. Mă rog pentru Biserica Lumina să experimenteze bucuria care vine din Tine. Bucuria care au experimentat apostolii în ziua cincizecimii. Bucuria pe care au experimentat ucenicii la înviere. Bucuria care vine din Dumnezeu. Căci împărăția Ta este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Du-ne în acel loc al bucuriei în această dimineață. Mulțumesc că prin sângele Mielului Tu ne vindeci, ne curățești, ne restaurezi, ne înnoiești. De aceea Te binecuvântăm pe Tine, Doamne. Un lucru ce putem face în dimineața asta e să punem coșurile aici în față și așa să dăruim. În timp ce ne închinăm și lăudăm pe Dumnezeu. Ăsta e modelul african, dar e ok. Să venim și să aducem darurile noastre lui Dumnezeu cu bucurie. Cu bucuria eliberării, a libertății pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Amin? Sau haideți să ne ridicăm. Și m-aș bucura ca fiecare dintre noi să înțelegem că Dumnezeu vrea să avem o sărbătoare în cinstea Domnului. O sărbătoare în cinstea Domnului. Ești gata de sărbătoare în cinstea Domnului? Vreau să știți că Dumnezeu caută, Dumnezeu cere, Dumnezeu se uită. Și El vrea ca în locul apăsării să avem un undelem de veselie. Doamne, îmbracă-ne cu un undelem de veselie în dimineața asta.
îmbracă-ne cu veselie, Doamne, Dumnezeul nostru. Dezleagă sacul de jale de peste noi. Acest spirit de depresie, de apăsare, Duhul morții, pe care l-am cultivat prin mânie. Vrem să fim liberi în această dimineață, să cadă orice lanț. În numele lui Iisus, să cadă orice lanț. Orice lanț, orice lanț al apăsării, orice lanț al celui rău, orice lanț, orice deznădejde, orice ofensă, să cadă la picioarele lui Iisus, orice ofensă a inimii, orice duc de neiertare, orice spirit de neiertare, să cadă la picioarele lui Iisus, orice neiertare a inimii. Descătușează inimile noastre în prezența Ta, Doamne. Rupe lanțurile întunericului. Umple-ne de un de lemn de veselie azi, în timp ce stăm în casa Ta, înaintea Ta. În numele lui Iisus, fă lucrare măreață, chiar acum, în mijlocul nostru. Fă lucrare măreață în mijlocul nostru. Sau haideți să ne închinăm Domnului, nu trebuie să veniți acum în față buluc ca să vă aduceți darurile, dar pe măsură ce te închini și simți că inima ta e descătușată, poți să vii și să aduci darul înaintea lui Dumnezeu, să-L binecuvintezi pe Dumnezeu, că Dumnezeu a frân lanțurile de peste mintea ta, inima ta în dimineața asta. Haideți să lăudăm pe Domnul împreună.